Am revenit în partea a doua emisiunii. Alături de noi în acest moment este o tânără antreprenoare, se numește Daniela Cojocariu. Daniela are un business într-un domeniu de nișă despre care o să aflăm în minutele următoare. Bine ai venit, Daniela, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine te-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare, mare plăcere. Daniela, tu ai un business într-un domeniu de nișă, organizări de evenimente, însă organizări de evenimente pentru studenți. Pentru studenți și pentru elevi, în special pentru absolvenți. Am înțeles. Acum cât timp a început acest business? L-am început acum 8 ani de zile, când eram în anul întâi la master. Da. Și imediat după ce îți termini facultatea, te gândești în ce parte să o iei. Da. Și așa s-a întâmplat că mi-am ales, pornind de la o festivitate micuță, da, am ajuns să dezvolt acest business și am început încetul cu încetul. De fapt, atunci a fost și anul în care mi-am făcut și afacerea, da, adică mi-am creat societatea comercială. Am înțeles. Și, practic, ce te-a determinat ca la final de facultate, început de master, să începi un business și să-ți începi un business și să nu-ți cauți un job, cum fac majoritatea? Am avut un moment de ezitare în care am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că, de fapt, caracterul meu și felul meu de a fi nu mă lasă, într-un fel, să fac ceea ce mi-ar spune alții sau să merg pe un drum care îmi spun alții. Am ales să fac ceea ce vreau eu cu adevărat, ceea ce, de fapt, sunt în stare și, într-un fel, să-mi croiesc singură drumul. Că dacă eu merg pe drumul ăla, eu dau cu capul. Corect. Știi cum? Adică îți asumi propriile decizii, exact, chiar dacă ele pot fi uneori, bune, nu toate alteori, de succes, nu? Exact, exact. Dar spune-mi, te rog, Daniela, n-a fost greu să începi un business? Adică în momentul în care ești, nu știu, masterand, ai terminat facultatea, poate prietenii, părinții, cei din jur îți spun, lasă mai business-ul, apucă-te și tu de un job serios. Să știi că la început nu mi-a fost deloc greu, pentru că a fost acel entuziasm, acea nebunie din tinerețe care, da, îți dă curajul să faci orice ți-ai pus în plan. Însă problemele și ezitările au apărut pe parcurs, când ți-ai dat seama că o afacere este o treabă destul de serioasă și pe lângă entuziasm îți mai trebuie și ceva în spate, adică perfecționalitate, profesionalism, da, și experiență pe care o câștigi cu timpul. Pe parcurs. Ok. Pe parcurs. Cum ți-a venit ideea? De ce te-ai apucat de acest tip de business și nu te-ai apucat de altceva? Sunt atât de multe domenii în care puteai, da, să faci. A venit așa întâmplător. De fapt, a fost ideea actualului meu soț. Da. Eram în facultate și el mai mult a fost cu spiritul acesta și noi împreună l-am dezvoltat cu spiritul acesta antreprenorial. Și nu știu, așa probabil a fost să fie. Am văzut că ne place, am început, ți-am spus, cu un curs festiv foarte mic, da, de 40 de persoane, încă nu știam ce înseamnă asta, contractul era semnat și pe parcurs l-am dezvoltat. Nu a fost neapărat o idee fixă pe care vreau să o fac. A fost așa și s-a întâmplat că îmi și place. Cât de mult v-a ajutat că ați început business-ul împreună? Pentru că la emisiunea Oameni de Succes vin tot felul de antreprenori din diferite domenii. Unii spun că e bine să începi un business cu cineva și am avut și exemple de antreprenori care au spus nu e bine să începi un business cu cineva. Eu care ar fi experiența ta după 8 ani? Păi după 8 ani de zile acum am ajuns și de 3 ani de zile lucrez singură. Dar pentru început, la vârsta pe care o aveam eu atunci, cred că a construi împreună a fost mult mai simplu, mult mai ușor. Am învățat practic împreună și având încă pe cineva pe care să te sprijini, depășești obstacolele, pentru că au fost obstacole și dacă nu l-aveam, să zicem, nu mai aveam un alt partener, da, de afaceri, probabil renunțam sau mă apucam de altceva. Pentru început e bine. Însă după aceea, eu zic că tu centrezi tu singur. Dai cu capul, da, nu? Centrezi, dai cu capul, ca să luăm să parafrazăm o vorbă cunoscută. Spune-mi, te rog, în momentul în care ți-ai deschis business-ul, care au fost cele mai mari provocări pe care a trebuit să le întâmpini? Să le întâmpinați, de fapt. Cele mai mari provocări au fost găsirea unor furnizori loiali. Pentru că la noi se lucrează cu termene limită. Adică anumite, da, produse trebuie să fie gata până la data de. Asta a fost un impediment. Da.
Și i-ați găsit până la urmă? I-am găsit, bineînțeles. În 8 ani de zile am tot încercat, am încercat și am găsit. Am găsit pentru a avea succes. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să tragi așa o linie după 8 ani în care ați organizat evenimente pentru studenți, cam care ar fi numărul lor? Numărul lor peste 10.000, peste 12.000, okay. Incluzând și studenți și elevi. Da, deci ați făcut fericiți peste 10.000 de oameni, da, da? Care da, au participat da, la da. Evenimentele de final de an. Da, asta fără dacă mai adăugăm și părinților. Ah, ok. Am înțeles. Dacă deci pe părinții nu i-am luat în calcul. Da, pe părinții nu i-am luat în calcul. Ok, dacă e să venim puțin în prezent, da? Care sunt cele mai mari greutăți cu care se confruntă antreprenorii în ziua de azi, în România? În relația cu statul, în relația cu furnizorii, în relația exact. Cu... Exact. În relația cu statul, eu aș spune că pe mine, la drept vorbind, m-a avantajat într-un fel, pentru că mi-am deschis societatea un SRLD, adică da. Eram atunci în studentă și am avut unele avantaje. Din partea asta nu pot să spun nimic și mai ales da. Că este și o întreprindere mică, am și unele facilități, spre exemplu TVA-ul și nu mai intrăm în partea de contabilitate. Okay. Dar așa este. Eu ce dificultăți întâmpin și ce mai văd și la colegi de-ai mei din aceeași branșă de antreprenori, sunt anume oamenii loiali, furnizorii și din păcate este și acea cerere și ofertă care de fapt e mai mult îndreptată spre partea de calitate, aș zice eu, spre partea de preț. Prețul contează și de asta noi de multe ori cedăm în fața concurenței care vine cu un preț mai mic și... Am înțeles, dar voi nu faceți rabat de la calitate. Păi asta este că spre deosebire de ce este pe piață, noi ne străduim și nu facem rabat. Am înțeles. Chiar asta era următoarea întrebare, cum vă diferențiați față de concurenți? Pentru că piața aceasta, zona asta de evenimente pentru studenți e una pe care o vânează mulți. Exact. Cineași sunt, e destul de dezvoltată. Noi chiar sloganul firmei noastre este acela de, anume, investește în calitatea amintirilor tale. Eu cred că asta spune multe, anume noi ne axăm cel mai mult pe calitate, pentru că este un eveniment care se întâmplă o dată în viață, cel puțin o dată da. În viață, pentru majoritatea, cam o dată în viață. Pentru majoritatea, da. Da, și amintirile trebuie să fie unele frumoase. Dacă investești calitate, evenimentul îți iese unul reușit. Și asta se vede și în pozele pe care le obținem, că absolvenții din ziua evenimentului sunt foarte fericiți. Ok, cam ce tipuri de servicii, fiindcă tot a venit vorba, cam ce tipuri de servicii faceți voi pentru... Începe de la vestimentația pentru absolvent, vestimentația completă și aici iarăși ne diferențiem în calitatea produselor pe care le folosim, a materialelor. Se oferă acele albume de promoție, fotografiile, da. Filmare, curs festiv. Vă ocupați și de logistica din ziua evenimentului? Da, exact, rezervare sală, okay. Absolut, adică tot ce înseamnă, da, și la sfârșit le mai oferim și o cupă de șampanie ca să vadă solemnitatea evenimentului, să simtă oamenii că e într-adevăr un eveniment solemn. Nu știu, totuși revenind puțin la întrebarea cum ți-a venit ideea să deschizi un astfel de business, ție și actualului tău soț. Ați avut probleme în momentul în care ați avut cursurile festive și v-ați gândit, băi, uite, am putea să facem ceva diferit față de ce am primit? Da. V-ați gândit la momentul respectiv? Da, față de ce am primit eu. De ce ați primit voi de la firma exact. Ați beneficiat în momentul în care ați absolvit voi facultatea. Exact. Ne-am gândit și ne-am axat și pe asta și în plus eu de fiecare dată colecționez feedback-uri din partea absolvenților, a părinților și de la fiecare an îmbunătățim. Ok. Cât de important este să-ți dea clienții feedback? Eu zic că este foarte important pentru că este exact ca și cum cineva ți-ar face o observație pe care tu trebuie să o iei în calcul și să vezi ce poți să îndrepți ca să ajungi să fii pe placul clientului, pe placul dorințelor lui. Spune-mi, te rog, cam câți concurenți aveți la nivel de Iași? La nivel de Iași, eu aș spune că oficial sunt doi, dar neoficial sunt mai mulți. Sunt mult mai mulți și asta aș zice iarăși, este un dezavantaj, un impediment pe care îl
îl întâmpinăm, pentru că mulți clienți nu atrag atenția dacă este cineva serios, uh-huh, în sensul de un SRL, sau da, este cineva care pur și simplu, se ocupă și nici nu are de cum să-l tragă într-un fel la răspundere, în caz și că... mulți dintre ei nu plătesc nici taxe. Bineînțeles. Și nu concurați de la egal la egal. Exact, asta am spus. Da. Unde vă vedeți peste, eu știu, câțiva ani, 5 ani, într-un orizont de 5 ani? V-ați gândit să vă extindeți? Da, ne-am gândit. Mă văd cel puțin în 5 ani, eu zic că în 3 ani mă văd a doua firmă pe România. Okay. Și în 5 ani, cine știe, fiecare om vrea mai mult. Da. Da. Care ar fi, eu știu, un oraș următor pe care l-ați țintit? Un oraș următor, de fapt, sunt două, Bucureștiul și Clujul, sau Târgu Mureș, între okay. Cluj și Târgu Mureș, dar București și Cluj, aici. Ați început să faceți câțiva pași sau deocamdată e la nivel de plan? Am început să facem câțiva pași. Mai întâi ne vom duce cu câteva evenimente acolo, da, după asta vom contracta probabil să avem un sediu, să ceva, un sediu micuț, da, pentru că este și o activitate sezonieră. Într-un fel, să okay. găsim câțiva colaboratori care ar putea să ne... M-am gândit și la o chestie de franciză, ca da, să o dezvolt, pentru că pe lângă asta aș vrea să mai fac și altceva și am zis să mai deleg unele atribuții. Adică te-ai gândit după atâția ani, te-ai gândit să începi un business într-un domeniu nou? Da, pentru că cred eu că pe ăsta l-am crescut destul, l-am adus la maturitate și aș putea încerca și altceva. La ce te-ai gândit? La ce m-am gândit? M-am gândit, am mai multe, dar o idee care tot nu-mi dă pace este de a comercializa miere de albine biologică, da, adică așa biologică curată și pe o piață restrânsă. Bineînțeles cu acele ambalaje deosebite. Apropo de ambalaje, și... am primit recent la un eveniment, cred că așa un borcanel foarte mic de miere ecologică și într-un ambalaj deosebit. Și să știi că a avut impact printre participanți. Da, eu am deja schițate niște idei cu niște ambalaje și credeți-mă că o să fie ceva pe piață, piața din România. Nu știu, te-ai gândit de unde se procuri mierea? Da. Există furnizori în România de miere ecologică? Pentru că miere obișnuită știm că există multă. Dar miere ecologică, adică primul, 100% naturală? Da, cred că primul furnizor ar fi tatăl meu. Ok. Da, și alții furnizori trebuie să căutați, nu e foarte dificil. Nu e foarte dificil, în plus că te poți duce, există în România cineva care chiar îți poate oferi mierea cu toate analizele făcute. Deja o miere selectată. Ok. Spune-mi, te rog, cum te menții motivată? Ce te motivează să mergi în fiecare zi la muncă? Da? Ce și mă să motivează? Treci peste ce mă motivează? Probabil de zi cu zi. Că îmi pun așa țeluri tot mai înalte, mai da, înalte și e ca o bombonică. Tot așa îmi pun așa o bombonică pe un răftuleț, da, la care dacă vrei să o mănânci, te ridici din pat, am de înțeles, pe scaun, te duci și ți-ai luat-o. Deci asta te motivează, îți fixezi câte o țintă, da? Da. Și mergi înspre... Da, pentru că văd acel obiectiv ce beneficii îmi va aduce. Și văzându-mi beneficiile, zic, păi, se merită de munci pentru asta. Spune-mi, Daniela, îți mai lasă antreprenoriatul timp de familie, de hobby-uri, de pasiuni? Da. Da? Da, de asta probabil am și ales. Eu sunt o persoană care nu-mi place să fiu rigidă, să stau doar într-un singur loc. Și asta îmi permite, mai ales că este o afacere sezonieră, să zicem. Da. Am și o parte de acea vacanță care am avut-o și în copilărie, în perioada de școală. Da. Și îmi rămâne. Da, acesta este un avantaj enorm pe care aș vrea să-l aibă mulți dintre noi. Dacă ar fi, de exemplu, să fie tineri care acum se uită la noi și vor să-și deschidă ceva pe cont propriu și sunt la început de drum, ce le-ai spune? I-aș spune să nu renunțe sub nicio formă, pentru că dacă îți urmezi pasiunea cu adevărat,
ajungi să faci lucruri foarte frumoase. Ajungi să faci lucruri minunate. Ok, deci să-și urmeze pasiunea? Să-și urmeze pasiunea. Și, de fapt, chiar acum mi-a venit o vorba lui Confucius, care spunea că alege să trăiești, să faci în viață ceea ce îți place și vei ajunge să nu muncești nici măcar o zi. Ok. Eu zic că cam nu prea putem să-l contrazicem. Cel puțin este valabil în cazul tău. Da, faci ceea ce îți place da. Și nu simți că... Nu simt că mă epuizez. Tocmai asta este și... Ideea antreprenoriatului, da, nu? Da. Spune, Daniela, cum ar trebui să abordeze un tânăr antreprenoriatul acum, dacă ar vrea să intre în domeniu? În primul rând, ți-am spus să fie motivat, dar și cu o seriozitate. Adică dacă toți am alege să facem lucrurile serios și așa cum trebuie să făcute, mă ajunge să fim o societate spre o evoluție din ce în ce mai mare. Am înțeles. Dacă e să ne întoarcem puțin la partea aceasta de hobby-uri și dezvoltare personală, știu că ești pasionată de dezvoltare personală. Da, am început de ceva timp. Dă-ne mai multe detalii. De ce ai ales să mergi la cursuri de genul ăsta și să vezi ce mai spun și alți antreprenori, să te întâlnești cu alți antreprenori? Pentru că, în primul rând, am vrut să împărtășesc din experiența mea și altora și am vrut și vreau să le arăt, chiar apropo de tinerii care a spus că ne vor viziona, să le arăt că se poate. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, chiar se poate și simt acel ceva în mine, acea voce care îmi spune... Daniela, du-te, spune, demonstrează că dacă eu am putut, pentru că în decursul a 8 ani de zile au fost multe impedimente și dacă sunt aici și sunt cu capul sus, înseamnă că le-am trecut. Da. Și din partea asta de dezvoltare personală, care e foarte mare, da, e foarte vastă, pe ce te-ai axat în ultima vreme? În ultima vreme m-am axat pe public speaking. Da. Da. Și încerc să-mi dezvolt. Această, nu știu, aș spune eu, nu știu, nu prea, ba da, aș putea să spun și o abilitate. E o abilitate, până abilitate la urmă, de a vorbi. Și în plus că îmi place. Îți place? Îmi place, am acele gene încă mai curg prin mine. De ce? De ce spui că ai genele pentru asta? Oameni cred că nu sunt făcuți pentru asta. Alții cred că sunt făcuți, unii cred că nu sunt făcuți. De ce crezi că ești făcută pentru asta? Eu, în primul rând, simt și mă mai gândesc că este și din partea părinților și a bunicilor. Da. Toți au fost profesori și zic că mi-au lăsat acea dorință de a vorbi, de a vorbi în fața oamenilor și de a-i ajuta să crească. Ok. Și iată că ai început să mergi la cursuri de public speaking. Da, am început. Și te-a ajutat în business chestia asta? Foarte mult, chiar săptămânile trecute am ținut și am văzut beneficiile acestui curs. Și în primul rând îți crește și stima de sine. Îți crește și stima de sine și pe mine mă ajută. Spune-mi, te rog, care sunt lucrurile pe care le înveți sau un curs de public speaking? De ce e greu să vorbești în public? Este greu pentru că mulți dintre noi mai au acel trac, să zicem, în a vorbi în fața unei audiențe mai mari și mai sunt și niște tehnici care se învață, anume cum să capteze atenția oamenilor și în primul rând, de fapt, un speaker trebuie să motiveze oamenii, spre acțiune. Și adică oamenii când pleacă de la acea întrunire, să fie motivați să facă ceea ce s-a discutat, spre exemplu. Cum poate face un speaker asta? Dă-mi un exemplu. Dă-mi un mic pont, așa, de la cursurile pe care le faci. În primul rând să fie autentic și să vorbească, să aibă și o mică poveste, adică să vorbească și din experiența proprie. Pe lângă acele informații, să zicem, tehnice, așa, care le spune, să mai vorbească și din propria poveste, propria viață. Pentru că le arăți oamenilor că dacă tu ai reușit și ai trecut, înseamnă că și ei le dai și lor încrederea asta. Este la fel ca și cum vedem, dacă cei din jurul nostru vezi că cineva a reușit, toți avem liberul arbitru, adică toți putem să facem, nu mai trebuie să ne dorim.
Okay. Și bineînțeles că tehnici sunt mai multe, dar astea mai mult sunt de partea de public speaking. Dar în primul rând aș spune că speakerul trebuie să fie autentic. Pentru că dacă este autentic, este credibil. Okay. Și transferă această credibilitate și oamenilor. Oamenii te simt? Simt, bineînțeles. Publicul te simte. Ok. Deci te simte dacă nu ești autentic. Da, da, da. Ok. Deci dacă ar fi pentru cei care s-ar apuca de public speaking, un prim pont așa ar fi să fie autentici, da? Să fie autentici. Să fie autentici. De cât timp te-ai apucat de acest curs? E recent, e din septembrie. Înțeles, din septembrie. Din septembrie. Și ai simțit vreo evoluție a business-ului? Adică te-a ajutat foarte practic? Adică dăm un exemplu foarte practic în care te-a ajutat public speaking-ul pentru business-ul tău. Da, da. Eu pentru a-mi obține contractele ne ducem la licitații și la prezentări în fața unei audiențe de 100 de la 100 de absolvenți la un amfiteatru întreg. Da. Și folosind acele tehnice și antrenând publicul nu pe o manieră monotonă, ci pe o manieră mult mai dinamică, da, îi provoci ca la final să zică ok. Să zică ok. Ăștia să ia cu care merită să avem festivitatea noastră de absolvire. Poate e important să induci puțină bună dispoziție, adică să-i faci pe oameni să se simtă bine la prezentare, da, nu? Da, da. Sunt diferite așa, e ca o sinusoidă prin care se umblă. De fapt, iei dintr-un loc și duci undeva care ei să simtă că au crescut. Și asta și le dai la sfârșit, ei pleacă cu impresia de parcă deja și s-a realizat, de parcă și se văd acolo. Asta contează, să-i induci în această stare. Da, am înțeles. Deci iată că cursurile de public speaking funcționează. Încă o întrebare, mergem spre final. E important networking-ul în antreprenoriat? Desigur, desigur. Cum? Desigur. Cum faci networking? Cum încerci să cunoști alții? Particip la diferite evenimente, încerc să particip, se organizează în Iași foarte multe și ceea ce mă bucură enorm, enorm mă bucură că se fac și la Iași evenimente. Încerc să-mi fac prieteni și de fapt o lecție este că fă-ți prieteni și te vezi regulat cu ei. Da. Ca să ai o stare foarte bună și bineînțeles că publicitatea cea mai bună este cea din vorbă în vorbă. Okay. Având prieteni care au încredere în tine, te pot recomanda. Altora. Daniela, în final, dacă ar fi să le dai un sfat tinerilor care se uită acum la noi, ce le-ai spune? Un singur sfat. Le-aș spune să aibă încredere în ei, să se evalueze, să vadă cine sunt ei cu adevărat și ce vor să facă. Și cel mai important este să își facă și un plan, măcar pentru 5 ani de zile. Un plan? Un plan. Okay. Un plan al lor personal pentru 5 ani de zile. Să se trezească într-un fel. Și asta îi va ajuta, având un plan foarte, foarte simplu ajungi unde ți-ai propus. Am spus că e ultima chestiune, dar nu mă pot abține să te întreb, tu ți-ai făcut un astfel de plan? La început nu. La început nu. La început nu, că a fost, am spus, dintr-o euforie așa, dintr-un entuziasm. Dar am citit, m-am documentat, pentru că școala nu se termină odată cu absolvirea. Da. Înveți în continuu. Și mi-am făcut un plan pentru 5 ani de zile, îl am. 3-5 ani de zile, îl am. Și îl urmezi? Încerc, bineînțeles, am și un plan zilnic. Totul se începe, că nu poți măsura anul dacă nu ai măsura ziua. Adevărat. Îți faci un plan zilnic și, bineînțeles, unul mare și pe fiecare zi. Ok. Și funcționează chestia asta? Funcționează, pentru că ți-am spus, nu ai cum să te măsori, să te evaluezi. Să vezi de unde ai început și unde ai ajuns. Să vezi dacă ai evoluat. Te evaluezi ca să evoluezi. Ok. Daniela, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc tare mult. Și te mai așteptăm cu mare plăcere. Cu mare drag și altă dată. A fost alături de noi Daniela Cojocariu, o tânără antreprenoare care ne-a împărtășit din experiența ei. Până data viitoare să aveți succes în tot ceea ce faceți.